Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. 7 tineri din comuna giurgiuveană Roata de Jos au violat o minoră de 14 ani în seara zilei de 3 ianuarie. Fata, care suferă, se pare, de afecțiuni psihice, a fost bătută și supusă la perversiuni sexuale, iar întreaga scenă a fost filmată cu un telefon mobil de unul dintre violatori. 6 dintre agresori sunt cercetați pentru viol, în timp ce al 7-lea, fiind minor, este cercetat în stare de libertate. Totul s-a petrecut în seara zilei de 3 decembrie, când fata de 14 ani a fost ademenită în casa unui vecin și obligată să întrețină relații sexuale cu mai mulți prieteni, 7 la număr. Aceștia au imobilizat-o, au bătut-o, au violat-o și au filmat întreaga scenă cu un telefon mobil. Inițial, fata nu a vrut să depună plângere la poliție, însă părinții s-au adresat oamenilor legii în ziua următoare. La data de 5 ianuarie anul curent, o tânără de 14 ani s-a prezentat la postul de poliție Roata de Jos și a sesizat polițiștii cu privire la faptul că în seara zilei de 3 ianuarie anul curent a fost obligată să întrețină raporturi sexuale cu mai mulți tineri. În fapt, în seara zilei de 3 ianuarie, aceasta s-a deplasat la locuința prietenului său, care i-a propus să întrețină relații sexuale cu niște amici de-ai săi. Este vorba despre un grup de 6 tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani. Ca urmare a faptului că minora a refuzat, 3 dintre cei 7 tineri prezenți au legat-o, au lovit-o și au întreținut relații sexuale cu aceasta fără acordul său. Violatorii au fost reținuți și audiați de procurorii giurgiuveni, însă rudele suspecților s-au declarat nemulțumite de modul în care a avut loc reținerea tinerilor. Nu toți sunt în aceeași oală. Nu cum spun toți ăștia că dacă erau, putea să cheme avocat cu ei când au anchetat. N-au chemat. La ora 2 jumătate seara i-au chemat avocat. Avocatul din provincie. Când doamna avocat a susținut că nu este avocatul din oficiu. Unii din avocați și domnii poliției. Despre ce vorbim? Despre violul. Da, e nepotul meu, băiatul sora mea. Așa. Înțelegeți? Și i-au luat de acasă, fără mandat, fără nimic, i-au luat în casă, i-au dus, nu i-au adus la secția de poliție Roata, i-au adus la Mârșa. La altă comună, pe Furiș, și absolut totul. Ei i-au adus aici fără niciun avocat, fără nimic de la protecția copilului. Deci trebuia să aibă un reprezentant de la protecția copilului, pentru că sunt minori majoritatea. Minorul de 14 ani, care e violat, care a violat-o, care a legat-o. Da, e adevărat. Dar nu e la primul act. Da. Nu e la primul act sexual, a recunoscut fata. 3 dintre băieți spune fata că n-a avut acte sexuale cu el, deci nu o cunoaște. Băiatul de 14 ani, care a legat-o și a sechestrat-o de la ora 5 până la ora 10, e dat acasă că a fost minor și nu poate să-l țină 24 de ore. Un domn comisar care nu mi s-a recomandat. Câte ani are fiul? Fiul meu are 17 ani, este mama lui Trâncă Mihai, care spune că el nu recunoaște bătuți. Este iubitul? Nu este iubitul. Se pare că fata are un retard mental. Până în momentul de față nu putem afirma cu certitudine acest lucru, pentru că nu dispunem de documente în acest sens și nu este cunoscută astfel de afecțiuni. Deși procurorii au dispus măsura arestării preventive, Tribunalul Giurgiu a decis ca 6 dintre agresori să nu părăsească localitatea de domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, în timp ce al 7-lea suspect, fiind minor, este cercetat în stare de libertate. În ajunul Bobotezei, în toate lăcașurile de cult, s-a oficiat slujba aghiazmei celei mari. Este slujba care le permite preoților să poată merge la casele credincioșilor din parohia respectivă pentru a le sfinți. La Catedrala Episcopală, un sobor de preoți a oficiat slujba aghiazmei celei mari. Aceasta este săvârșită de bobotează în amintirea botezului Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordanului și arătării sau epifaniei Sfintei Treimi. Sfințirea apei se face prin invocarea puterii Duhului Sfânt. Tu, trimisind din cer Duhul tău cel Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capete balaurul care se încuibaseră acolo l-ai zdrobit. Puterea aghiazmei este foarte mare pentru cei ce cred.
Ea se ia pentru sănătatea sufletului și a trupului, spre tămăduirea de toată boala și toată neputința. Aghiazma se folosește la sfințirea locașului sfânt, a vaselor de cult bisericești, a veșmintelor liturgice, a caselor de locuit, a izvoarelor de apă și a grădinilor roditoare. În ziua de ajun am săvârșit un sobor de preoți Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Giurgiu, unde, așa cum este tradiția, am făcut slujba de sfințire a aghiazmei celei mari și am pregătit astfel pentru credincioșii care vor veni în ziua praznicului la Sfânta Catedrală 2500 de sticluțe în care am îmbuteliat această aghiazmă sfințită în ziua de ajun, care o vom împărți tuturor credincioșilor prezenți. De asemenea, facem un apel la credincioșii noștri ca în ziua praznicului botezului Domnului să participe în liniște și ordine la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, arătând multă evlavie și de asemenea și la slujba de sfințire a apei, care a fost pregătită într-o cantitate mult mai mare decât anii trecuți, pentru că în fiecare an mulțimea credincioșilor este deosebit de mare. Aghiazma cea mare mai este indicată de către preotul duhovnic atunci când nu poate împărtăși pe cineva. De asemenea, este foarte bine de știut ca, din ajunul botezului, timp de 8 zile, în fiecare dimineață, înainte de a mânca, să se ia aghiazma cea mare, iar după aceea se ia anafura. Sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. De o slujbă cu adevărat specială de bobotează au avut parte și locuitorii comunei Stănești. A devenit deja o tradiție ca locuitorii de aici să primească botezul Domnului în locul numit la fântâna Duduita și nu la biserică. Sărbătoare mare la Stănești în ziua de sfințire a apelor. Modești, dar cu credință mare în Dumnezeu, locuitorii comunei Stănești au venit cu micul mare să primească botezul Domnului. Este o tradiție ca în fiecare an slujba de bobotează oficiată de cei doi preoți ai comunei să fie ținută în locul numit la fântâna Duduița și nu în biserică. Doamne, mărire ție, să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit zicând. Pe o vreme nu tocmai prietenoasă printre credincioșii care au participat la pelerinajul de bobotează, s-a remarcat și prezența discretă a deputatului Florian Nicolae însoțit de soția sa Vera. Slujba a fost pe măsura așteptărilor și cu toți au așteptat în liniște să primească botezul Domnului. Cum vi s-a părut slujba de bobotez? Frumos, foarte frumos. Așa e de într-un an odată, e ceva frumos. Este o tradiție în Stănești? Așa a fost de când mă știu, tot timpul a fost așa, dar eu știu acum ce să vă spun. E frumos, deci mi s-a părut ceva frumos. Sărbătoare frumoasă, Sfântul Ion, sărbători fericite. Ne bucurăm că venim să luăm apa. Este o tradiție aici, da, fiecare an? Da, da. Bună. Mai bun la preotul altul dincolo. Ca să păstreze atmosfera de sărbătoare, locuitorii s-au delectat cu un spectacol de muzică populară în cinsta celor ce poartă numele de Ion și Ioana. Data de 6 ianuarie a fiecărui an, creștinii sărbătoresc botezul Domnului. În tradiția populară, boboteaza este o sărbătoare dedicată purificării naturii, dar mai ales a apelor de forțele răului. Totodată, această zi marchează sfârșitul sărbătorilor dedicate Crăciunului și Anului Nou.
Boboteaza la Giurgiu a debutat cu slujbe speciale în toate bisericile ortodoxe din oraș. Mii de giurgiuveni cu sticle, bidoane, găleți și crenguțe de busuioc au așteptat răbdător la rând pentru a lua aghiazmă, apa sfântă, despre care aceștia spun că are puteri miraculoase și îi ferește de rele tot anul. În dimineața zilei de bobotează, Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului a fost plină ochi de giurgiuveni care au venit să asiste la slujba specială oficiată de preasfinția sa, dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului. În jurul prânzului, slujba s-a mutat afară, acolo unde au fost amplasate și butoaiele cu apă pentru a fi sfințite. La sfințirea apei au participat aproape toți preoții parohi ai bisericilor din Giurgiu, iar ceremonialul a fost urmărit de sute de credincioși. Și sfințește toate, și sfințește și apa aceasta. La finalul slujbei, giurgiuvenii au dat iama la cazanele cu apă sfințite, despre care spun că îi apără de boli, le ocrotește animalele și le aduce spor în casă. Pentru sfințirea sufletului, pentru ce? Pentru curățenie. Pentru curățenie, pentru sfințirea sufletului, pentru boli. Da. Animalele se... Luați în fiecare an? Fiecare an, da. Fiecare an dă bobotează și dă izvorul tămăduirii. Uite, ne dăm pe față, o bem dimineața. Dimineața, fiecare zi, înainte de mâncare, și curte n-am, pot să las acasă tău. Cu acest busuioc am să stropesc cu apa sfințită care o iau la biserică în toată casa, pe noi, și după câte știu eu, busuiocul este o plantă care păstrează, are proprietăți de păstrare a purității, a purificării, a... și pentru asta am luat busuiocul. Folosiți în fiecare an, nu? În fiecare an, da. În fiecare an. Mă simt mai cu sufletul mai împăcat și totdeauna vin la biserică. Deși pentru bobotează, Episcopia Giurgiu a îmbuteliat peste 2500 de sticle cu apă sfințită, foarte mulți giurgiuveni au preferat să ia aghiazmă din butoaie. Deplasarea unui sobor impresionant de preoți însoțiți de enoriaș, aruncarea crucii în canalul Sfântului Gheorghe și stropirea cailor cu apă sfințită sunt tradițiile respectate cu strictețe în fiecare an de bobotează la Giurgiu. Deși a lipsit din obicei gerul bobotezei, sărbătoarea a fost respectată de giurgiuveni care au venit în număr mare pentru a asista la manifestările dedicate acestei zile. Imediat după slujba de sfințire a apei de la catedrală, un impresionant sobor de preoți condus de episcopul Giurgiului s-a deplasat în acordurile muzicii de fanfară la canalul plantelor. Pe drum, preoții și enoriașii s-au oprit la cele două biserici de pe itinerarul deplasării pentru a le oferi preoților de aici sfânta împărtășanie, dar și pentru a le dărui personalităților giurgiuvene aghiazmă și busuioc. Momentul mult așteptat de bobotează a fost aruncarea crucii în apele canalului Dunării, aici unde cinci tineri curajoși s-au întrecut să o aducă la mal. Crucea a fost recuperată de Iulian Cimpoeru, un tânăr de 39 de ani din Giurgiu, cu experiență de salvamar și mult curaj.
mai sărit. Și v-a mers bine de anul trecut? Foarte bine, de anul trecut nu a luat-o celălalt. Ce v-a îndemnat să săriți? Mereu mi-a plăcut să fiu în centru, atenție. V-ați mai antrenat în apa așa rece? Da, eu mai lucrez ca scafandru. Nici ceilalți patru tineri care au sărit în apa de doar 2 grade Celsius nu au fost mai prejos, deși un pic nemulțumiți că crucea nu a fost aruncată mai departe. Cum a fost? Păi, rece, dar nu prea a fost corect, ca da. N-a fost corect? Păi n-a fost, saltul la un metru de Elsner. Era normal să o prinde el sau popa. Trebuie să le aruncăm pe preot aici. Cum, rece a fost? Da, rece? Da. E prima dată? Cum să zice, printr-o prima oră, da. E pentru prima oră care am sărit și... mi-a făcut plăcere că n-am fost singurul care am sărit. M-am bucurat că au mai fost băieți. Chiar și așa, toți cei 5 giurgiuveni care au sărit după cruce au fost premiați de primăria Giurgiu și Episcopie. Recuperatorul crucii a primit 500 de lei și mai multe daruri din partea bisericii, iar ceilalți 4 câte 100 de lei vin de la Episcopie și icoane cu Sfântul Ioan Botezătorul. Nelipsiți de la Boboteaza au fost cai, ai căror stăpâni au ținut neapărat să-i stropească cu apa sfântă. În tradiție se spune că aceștia vor fi buni la muncă tot anul, dar și sănătoși. Hai să luăm și într-o celulă! Hai unde ai văzut în cali pe aia? Hai târ! Mamă, crăpașa, ia uite! La finalul acestor tradiții de bobotează, episcopul Giurgiului, preasfinția sa dr. Ambrozie, a oferit giurgiuvenilor aflați la Canalul Plantelor crenguțe de busuioc, dar și urări de bine. Și pentru dumneavoastră, un an bun. Maica Domnului să vă ajute. Faceți emisiuni frumoase. Da. Întotdeauna, la mulți ani. Odată cu petrecerea Crăciunului pe rit vechi, aproape 2 milioane de români serbează onomastica, dintre care peste 30.000 sunt giurgiuveni. Tradiția spune că de Sfântul Ioan toată lumea trebuie să fie veselă să petreacă, pentru că cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului. Le spunem și noi la mulți ani celor care își sărbătoresc onomastica. Din rândul celor aproape 2 milioane de români care serbează ziua numelui, aproape 1,5 milioane sunt bărbați, iar 530.000 femei. Femeile, în număr de 370.000, poartă numele de Ioana, 140.000 Ionela și 11.000 Nela. Ionelia este purtatul nume al altor 6.700 de românce. Cel mai frecvent nume purtat de bărbații care își petrec astăzi onomastica este Ioan, peste 520.000. Numiți Ion sunt alte 418.000 de bărbați. Ionuț, Ionel și Nelu sunt românii care prin numele lor sporesc numărul sărbătoriților cu alte aproape 27.000 de persoane. Giurgiuvenii, botezați cu numele Sfântului Ioan, sunt și ei peste 33.000 la nivel de județ. Vă pot spune că în județul Giurgiu, 20.334 de bărbați poartă acest nume și derivatele, iar femei 12.728. La nivelul municipiului Giurgiu avem 4.412 bărbați care poartă numele de Ion și derivatele acestuia, iar femei 2.638. Tuturor giurgiuvenilor și românilor cu nume de sfânt, un călduros și sincer la mulți ani! Accident cu o victimă în zona pădurii Prundu. Un autoturism a derapat și a intrat într-un alt autoturism. A rezultat o victimă care a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență, Giurgiu. De dimineață, în jurul orei 8, două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe drumul național 41 în zona pădurii Prundu. Accidentul a fost provocat de un șofer de 29 de ani, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat și a intrat într-un autoturism care circula regulamentar. Din accident a rezultat și o victimă, pasagerul din dreapta față a mașinii care a provocat evenimentul. Acesta a fost preluat de către o ambulanță și transportat la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri medicale. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul Dräger pentru depistarea alcoolemiei, însă rezultatul a fost zero în cazul ambilor conducători auto. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și reținerea permisului de conducere până la finalizarea cercetărilor.
Haos la serviciul regim, permise și înmatriculări auto Giurgiu. Cetățenii care au vrut să-și preschimbe permisul de conducere au fost nevoiți să stea la coadă ore în șir. Pe deasupra, unicul ghișeu la care s-a format o mare îmbulzeală s-a închis la ora 14. Speriați de schimbarea codului rutier, giurgiuvenii au luat cu asalt ghișeul serviciului de permise. Codul intră în vigoare din data de 19 ianuarie și prevede viză medicală obligatorie la preschimbarea permisului de conducere. Acest lucru nu a făcut decât să isterizeze pe giurgiuveni care au așteptat la coadă ore în șir, de parcă s-ar fi dat ceva de pomană. Pentru ce așteptați? Vreau să-mi fac permisul, mi-a spart mașina și mi-a luat toate documentele și acum aștept să-mi fac permisul. De cât timp așteptați? Aștept cam de vreo 20 de minute. Cât timp credeți că o să mai dureze? Păi nu știu ce să zic, că eu sunt de la Cosoba, de 100 de kilometri de aici și sper să ajung și eu până să expiră timpul, că am înțeles că e până la ora 14. Pentru permis. De cât timp așteptați? Păi de la ora 7:30. Și cât timp credeți că o să mai așteptați aici? Încă o oră, ne-a spus să mai stăm încă o oră. Mai aveți răbdare? Avem, ce să facem? Avem încotro. Pentru permis. De cât timp așteptați? Păi eu, sincer să fiu, am venit de la 6 aici. La ora 6 am venit și abia am reușit să dăm astea. Ne-am atfalat la coadă de 3 ori și acum trebuie să ne luăm dovezi. Având în vedere că este ora 12, cât credeți că o să mai așteptați? Păi, să zic așa, o oră, maxim o oră. Pentru că am mai strigat în ei și cred că ne-a venit și nouă rândul acum. De dimineață am fost la bancă, am plătit, acum iar am luat coada la rând. Mi-expira anul ăsta permisul. Cât timp preconizați că o să mai stați? Cred că 2-3 ore. Cu un singur ghișeu deschis, așa i-a așteptat angajații de la permise pe doritorii unui nou permis de conducere. Spiritele s-au încins în momentul în care oamenii au fost anunțați că oficiul va fi închis la ora 14 din motive cunoscute doar de angajații instituției. Deci nu avem loc. Nu avem loc, da? După ce se eliberează, intră. Pentru a face față unei astfel de situații, trebuia suplimentat numărul de angajați și deschise mai multe ghișee, ceea ce nu s-a întâmplat la Giurgiu. Având în vedere această situație, se pare că nici în zilele următoare nu vom avea vreo schimbare la serviciul de permise auto Giurgiu. Conducerea serviciului nu este dispusă să ne ofere lămuriri în fața camerelor de filmat și nici prea multe detalii despre aglomerația de la unicul ghișeu. Moda alimentelor bio a cuprins și România, doar că la noi toți producătorii români o folosesc fără să aibă un certificat în acest sens, iar cumpărătorii nu întârzie să apară. Atrași de cuvinte precum bio și 100% natural, aceștia cumpără fără să se întrebe de unde provin produsele. Comercianții își descriu produsele ca fiind 100% naturale, chiar dacă nu au un certificat care să ateste naturalețea produsului, iar clientul poate fi încântat de aspectul unui vânzător cu o ținută autentică de la țară. Naturale 100%, suntem și autorizați sanitar veterinar de către direcția din orașul Giurgiu. Cum puteți să-mi explicați acest termen bio-natural? Pentru că nu se folosesc tratamente asupra animalelor care nu sunt adecvate. Nu folosim alte ingrediente decât laptele natural de la vite. Hrana este naturală, că nu avem noi tehnologia să folosim alte substanțe. Țărâncile din apropiere de Giurgiu vând în piața centrală brânză, lapte, unt și alte produse derivate din lapte și spun că sunt 100% naturale, că dețin certificate de atestare a produselor comercializate și inclusiv pentru sănătatea lor. De la țărâni consider eu că este mai bună și în același timp sprijinim și oamenii. Dumnealor spun că produsele sunt 100% bio, naturale. Ce părere aveți? Cel mai bine e să le verificăm. Eu am luat și am verificat. Tanti Maria vinde brânză și lapte în piață și ne spune că produsele sunt 100% naturale de la ea din ogradă. Vacile mele. Vacile dumneavoastră din curte, pe care le hrăniți cu ce? Da, cu foraj, cu trifoi, cu uruială, cu de porumb, de grâu, de... De exemplu, ca un nou să fie într-adevăr bio, ar trebui ca fermierul să nu folosească niciodată stimulator de creștere, hormoni sau antibiotice. Anual sunt verificate păsările și să primească un aviz de produs eco sau bio. În cazul vegetalelor sunt interzise pesticidele și erbicidele. Pentru a obține statutul de producător ce comercializează produse bio, aceștia trebuie să treacă printr-o întreagă etapă de evaluare. La Direcția Agricolă Giurgiu, în acest moment, sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică 160 de operatori, producători în producție vegetală, animală și apicultură. Aceștia se află în acest moment în perioada de conversie pentru a obține statutul de producător bio.
Începutul acestui an găsește piața agroalimentară giurgiuveană cu 64 de tarabe neocupate. Producătorii particulari își pot expune și vinde mărfurile după ce semnează un contract cu administrația pieței. Durata acestuia este de un an, iar plata taxelor se realizează lunar și numai prin cont bancar. Piața agroalimentară giurgiuveană pune la dispoziția producătorilor particulari 260 de tarabe de vindere a produselor. Pentru deținerea acestora, între administrația pieței și particulari, se semnează un contract cu durata de un an. Pe perioada derulării contractului, taxele sunt plătite lunar fără a se folosi lichidități. Contractul se încheie pe un an de zile, plata se face lunar de către comercianți la instituția bancară unde noi avem cont. Cea mai solicitată perioadă pentru închiriere este cea între sfârșitul lunii martie și jumătatea lui septembrie. Gradul de ocupabilitate atinge atunci 90%. Acum, piața agroalimentară deține 64 de tonete sau module libere. În mod excepțional, micii producători pot beneficia de spații pentru expunere și vânzare contra unui tarif zilnic. Pentru micii producători, aici e o problemă pe care noi am rezolvat-o după ce ne-am consultat cu ei. Adică am stat de vorbă cu micii producători, așa cum îi zicem noi, cu țăranii, efectiv cu țăranii, care își vând produsele din curte, produsele lor proprii, și de comun acord am stabilit să fie taxați la zi. Pentru că ei, având și alte activități în cadrul gospodăriei, nu pot să-și permită să vină în fiecare zi la piață. Administrația pieții ne-a confirmat faptul că de la deschidere și până în prezent, piața n-a fost ocupată niciodată 100%. Giurgiuvenii nu mai sunt atât de hotărâți când trebuie să-și unească destinele printr-un act oficial, dar nici când să aducă pe lume un copil. În anul ce tocmai s-a încheiat, s-au oficiat doar 340 de căsătorii la starea civilă și s-au înregistrat doar 900 de nașteri. Giurgiuvenii stau pe gânduri când vine vorba de căsătorie sau să dea naștere unui copil. Față de anii 90, situația este complet schimbată la starea civilă și evidența persoanelor. În anul 2012, nașterile și căsătoriile la Giurgiu au scăzut drastic față de anul 1990. Natalitatea a scăzut cu 50%, iar numărul căsătoriilor a scăzut la jumătate, în timp ce numărul deceselor în Giurgiu a rămas constant. În 2012, la Giurgiu au fost 341 de nunți și s-au născut 911 copii. 776 de giurgiuveni au decedat în anul ce tocmai s-a încheiat. Tot anul trecut au fost 29 de divorțuri încheiate pe cale administrativă, direct la Serviciul de Stare Civilă. Au fost și 5 cupluri care s-au răzgândit. 15 căsătorii au fost oficiate la penitenciarul Giurgiu, iar 2 chiar în biserica unde a fost și cununia religioasă. Starea civilă din Giurgiu a oficiat și căsătorii mixte. În anul 2012 am avut un număr relativ mare de căsătorii mixte, un număr de 14. Dintre aceștia au fost foarte mulți cetățeni solicitanți de azil, care din păcate nu au putut încheia căsătorii în România. Aceștia doar au depus cerere, dar la verificarea actelor s-a descoperit că ei aveau o identitate declarată și în acest caz nu s-a putut oficia căsătoria, dar au fost și cetățeni străini care au încheiat căsătorii cu cetățeni români. Și mă gândesc la cetățeni albanezi, indian, am avut un cetățean indian, francez, italian, spaniol. Românii cărora li se nasc copiii peste hotare vin să facă transcrierea certificatelor de naștere la Direcția de Evidență a Persoanelor. Acest lucru se face în termen de 6 luni de la nașterea copilului. Cei mai mulți giurgiuveni aleg să facă asta în lunile iulie și august. Avem acum o știre din sport. Basketbalistul giurgiuvean Daniel Bivolaru a făcut meciul vieții sale. În partida împotriva formației CSU Ploiești, giurgiuveanul nostru a marcat 11 puncte, recordul carierei sale. Dani Bivolaru a realizat cea mai bună prestație a carierei sale în basketul românesc la cel mai înalt nivel. Jucătorul de 1,86 a fost al 4-lea marcator al echipei CSU Giurgiu în meciul pierdut, scor 76-78, în fața campioanei CSU Ploiești în sferturile de finală ale Cupei României. În 16 minute de joc, Bivolaru a avut una din două aruncări de 2 puncte, respectiv 3 din 4 la cele din spatele semicercului, pentru un total de 11 puncte. El a adăugat 2 recuperări, o pasă decisivă și o intercepție,
cu 4 posesii pierdute pentru un coeficient de 9 la eficiență. Felicitări pentru ultimul tău meci cu Ploieștiul. Ia spune-ne, cum a fost? Mersi frumos, a fost un meci foarte bun pentru mine, 11 puncte ceva nou. Mulțumesc antrenorul că mi-a dat șansa și oportunitatea de a juca și atâtea minute. Și ce pot să zic mai mult? Am dat tot ce am putut mai mult, am vrut să-mi ajut echipa, am vrut să ne calificăm în cupă, dar nu a fost posibil așa ceva. Și sperăm ca în campionat să facem cât mai multe victorii. Să înțeleg că a fost și o dovadă a ta faptul că ți s-a oferit ocazia să joci mai mult, ai arătat că poți mai mult decât cele 30 de secunde cât ți-o oferă până acum. Da, da, exact, exact. A fost o șansă și trebuia să profit de ea la maxim, exact. Care sunt așteptările tale și ale echipei pentru cea de-a doua jumătate a sezonului? Noi sperăm să câștigăm toate meciurile care le avem și să ajungem în play-off. Eu asta sper. E al doilea an în divizia și sperăm să facem o figură bună anul ăsta. Anul trecut am avut șansa, toată lumea știe de necazul care l-am avut și sperăm anul ăsta să fie unul cu noroc, chiar dacă e 2013. O să fie un an cu noroc pentru CSS Giurgiu, asta e clar. Sperăm, sperăm. Mult succes pe mai departe și la cât mai multe meciuri ca cel de la Ploiești. Mersi frumos. De notat că în prezent recordul stagional al lui Bivolaru a fost de 4 puncte, obținut în partida cu ultima clasată Dinamo București, formația alcătuită în totalitate de jucători autohtoni. În niciun alt meci din sezonul 2012-2013, Dani nu a avut mai mult de un coș marcat în acțiune. El a bifat 18 prezențe în acest sezon competițional, 13 în campionat și 5 în Cupa României, având medii de 1,8 puncte, 0,6 recuperări și 0,6 posesii pierdute pentru 1,2 eficiență în 5,2 minute de joc. Nu am avut ger de bobotează la Giurgiu, dar se pare că nu vom scăpa de frig. Cum va fi vremea, vedem rubrica meteo. Frigul bobotezei a întârziat o zi, asta pentru că abia începând din prima zi a săptămânii, temperaturile vor scădea brusc în toate regiunile țării. Vremea se schimbă radical la începutul acestei săptămâni și vom avea parte de nopți și dimineți geroase. Și giurgiuvenii vor resimți gerul bobotezei, asta pentru că temperatura maximă la noapte va fi de minus 6 grade Celsius, resimțită minus 10 grade Celsius. Marți la Giurgiu cerul va fi parțial noros, iar temperatura maximă nu va depăși minus 3 grade Celsius. Tendința apelor Dunării este în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind de 224 centimetri. Temperatura apei este de 3,4 grade Celsius, în scădere cu 2 grade. Încheiem jurnalul cu pastila zilei. Apele au fost sfințite, hidrogenul și oxigenul a devenit aghiazmă. Cununiile devin divorțul, violatorii, cameramani. Lucrătorii de la serviciul de permise și înmatriculări se transformă în antrenori de lupte. Brânza și oul din bătătură se preschimbă în ecologic doar prin aplicarea unei etichete. La baza tuturor acestea, astăzi este ionul. Acesta este negativ sau pozitiv, dar mai ales euforic. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici. Rămâneți cu noi, urmează imediat după jurnal o ediție specială, iar apoi emisiunea Sport Arena, moderată de Mihai Dândăreanu. Sunt Nicoleta Pană, vă doresc toate cele bune. La revedere!